În acest curs vom detalia bibliotecile din Lumion, vom crea un layer în care vom adăuga vegetație, voi exemplifica toate tipurile de vegetație care se regăsesc în Lumion. De asemenea, fiecare palier de vegetație are denumit în partea stângă sus numere de la 1 la 10, de la 1 la 3, de la 1 la 2 în cazul de față, astfel încât ne putem da seama câte elemente sunt din categoria respectivă. Modificările pentru fiecare element de vegetație se poate face prin atribuirea funcțiilor din partea dreaptă jos, cel de poziționare al elementului, cel de amplasare într-o formă aleatorie, detarea acestora, cât și modificarea pe înălțime, pe diferite suprafețe și scalare sau rotire. Dând dublu click stânga, ne va poziționa în dreptul lui. Biblioteca din Lumion este foarte variată din punct de vedere al vegetației și al tuturor elementelor care se găsesc într-o pădure sau într-un cadru natural. De asemenea, în bibliotecă avem și o parte în care regăsim anumite păduri sau anumite vegetații care se pot aplica pe o zonă mult mai mare, astfel încât să nu adăugăm o multitudine de copaci pentru a îngreuna placa video, folosind acea bibliotecă de clusters, care este simbolizată prin cei doi copăcei în partea stângă, pe rândul al doilea. Fiecare element poate fi poziționat prin click stânga mouse și amplasat în zona pe care o dorim.
De asemenea, în partea dreaptă, pentru fiecare element, nu se va deschide întotdeauna un meniu în care putem bloca elementul 3D, indiferent că este vorba de bibliotecă, vegetației, autoturisme, oameni, obiecte 3D importate și funcțiile legate de anumite modificări care nu se regăsesc în partea stânga jos. Putem de asemenea să schimbăm mediul. În cazul stâncilor sau pietrelor care pot fi adăugate în scenă, le putem modifica textura din al treilea simbol din partea stângă jos. Pe landscape selectăm textura de piatră pe care o dorim și se aplică automat pe orice suprafață care are această identificare. Se poate scala textura, se poate modifica vegetația pe aceasta. În biblioteca de natură reală, implementată în Lumion 10, este foarte important poziționa elementele individual, unul câte unul. Nu se pot multiplica prin comanda Alt și click stânga. Asemenea, nu se poate folosi funcția de a poziționa aleatoriu mai multe elemente din același model. Este foarte importantă amplasarea ei în anumite scene, deoarece încarcă memoria mai mult decât o fac celelalte elemente deja existente în versiunile anterioare de Lumion, deoarece au câteva proprietăți destul de importante, și anume lumina care trece prin anumite suprafețe, anumite frunze și reflexiile pe care aceasta le lasă, oferind astfel o randare mult mai realistă și un cadru mult mai real pentru scena randată. Cum am menționat anterior, fiecare element 3D poziționat din biblioteca Lumion sau importat, îi se poate modifica transparența, culoarea și intensitatea culorii asupra acestui element. În general, tot ce ține de biblioteca Lumion se va deschide întotdeauna un meniu în partea dreaptă sus, cum este cel în cazul de față, iar pentru obiectele importate 3D, întotdeauna ne se va deschide biblioteca de texturare în partea stângă, pe care o vom detalia în cursurile viitoare, și fiecare element putând fi modificat ca și cele existente deja în biblioteca Lumion.